Băi, rămână și eu unii de un fan care crește cu toată lumea și mai bine care crește. Nu sunt fire. Haideți să intrăm și să... Vă mai întreb o dată. O să nu știu să pierzi. O să vorbesc cu domnul. Cine doriți și asta? Întrebați doar noastră. Veniți puțin mai aproape. Cu această ocazie să vă zic bună ziua și bine ați venit tuturor invitaților. Astăzi, după cum bine vedeți, avem oaspeți de seamă de la județ. O să dau doar câteva nume pentru că sunt foarte mulți, toți sunt dragi mie. Și să fac o mică paranteză și o glumă, știți că înainte când venea cineva de la partid, toți fugeau, se ascundeau. Acum când vine cineva de la partid și când vine cineva de sus, toți ne bucurăm. Și acest lucru îl fac și eu acum, sunt tare bucuros și onorat, pentru că astăzi în comunitatea noastră Lungești avem oaspeți de seamă, și anume doamna general al Inspectoratului Județean Vâlcea, doamna Andra Bica, doamna general adjunct, doamna Adina Dobrete, și acum să iau cu domnul președinte al Consiliului Județean, domnul președinte PNL filiala Vâlcea și deputat al Parlamentul României, Cristian Burcan. Și îmi cer scuze pentru cei care nu pot să-i prezint, că o să stăm foarte mult. Încă o dată mulțumesc și bine ați venit tuturor celor care sunteți prezenți astăzi aici. Pentru început, am să dau cuvântul părinților, să preoților, să fac un tedeum pentru introducere. Pe acu cer nici părinți, vă rog. Slavă Sfintei și celor ființe de viață făcătoare și răspăsitei trăimii, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Sfinte, cercetează și bine că neputințele noastre pentru sunt numele Tău. Doamne, mirește, Doamne, mirește, Doamne, mirește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ.
pâinea noastră cea sfântă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșelilor noștri, și nu ce pe noi ne ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Gata este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pace Iisus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, biserici, pentru unirea tuturor, Domnului. Sărbătoarea Paștilor la Ierusalim, iar când a fost el de 12 ani,